Se încearcă din ce în ce mai mult integrarea copiilor romi în societate. Tocmai din acest motiv, pe parcursul a trei luni, s-a desfășurat în Sălaj un proiect prin care s-a dorit atragerea copiilor romi spre activitatea de lectură. În ultimii ani au fost lansate tot mai multe proiecte care vin în ajutorul lor fie că au fost proiecte care au încercat să integreze copiii romi în școli sau în grădinițe, fie că au vrut să le ofere condiții mai bune de trai, toate au fost întocmite cu scopul de a ajuta pe copii să se dezvolte mai frumos și să-și depășească nivelul de trai. În perioada 23 martie 17 iunie 2015 s-a desfășurat proiectul județean, inițiat de Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Sălaj, Cartea, o provocare pentru fiecare. Scopul proiectului a fost acela de sensibilizare a copiilor din unitățile din învățământul de masă, din mediul urban, în care își desfășoară activitatea profesorii logopezi față de copii din comunitățile de romi în care funcționează mediatori școlari. S-a încercat totodată stimularea interesului copiilor rom pentru lectură și conștientizarea importanței utilizării unei cărți. Grupul țintă, copii preșcolari de la grădinițe și elevii din clasele 1-4 din școlile unde există logopezi școlari și elevii din comunitățile de rom preocupați de învățătură. Profesorii logopezi au colectat de la copiii și elevii din unitățile de învățământ în care își desfășoară activitatea, cărți de povești, lecturi și romane pentru copii și au distribuit ulterior cărțile elevilor de mie romă din comunitățile Almașu, Sâg, Tusanuș, Nușfalău, Dershida, Cheut, Valcău de Sus și Ortelec. În urma rezultatelor proiectului, se dorește ca proiectul să fie implementat și extins și în anul școlar următor.